toate situațiile sunt extreme în cadrul serviciului situații de urgență și toate situațiile sunt extreme în cadrul serviciului salvament pe care l-am practicat 19 ani și serviciul situații de urgență 28 de ani. Deci poate fi o situație extremă oricând și întotdeauna, putem spune. Bineînțeles că trebuie să fie o preocupare specială, dar populația este informată prin mijloacele mass media, mijloacele mass media moderne și prognozarea meteorologică modernă la nivel european și internațional, populația este foarte bine informată. În anii anteriori, ceream la centrele Meteo Bacău, ceream situația pe următoarea săptămână. Acum nu mai este cazul. Oamenii sunt informați, populația este informată și prin mijloacele locale, mass media, și prin cele naționale. Deci nu este o problemă în această privință. Cu toate că sunt și mișcări bruște de temperatură, schimbări bruște ale vremii, dar populația, la noi fiind zonă de munte, este într-un fel pregătită. Aici, biroul situații de urgență vă poate pune la dispoziție planul de evacuare în caz de calamități, catastrofe și alte fenomene meteo periculoase. Există la Primăria Câmpulung, în cadrul serviciului situații de urgență, un plan de pregătire, un plan de acțiune și un plan de evacuare în caz de... Deci este, fenomenul este mult mai complex și nu se poate în câteva cuvinte, expune câteva cuvinte. În plan tipic, din punct de vedere medical, luarea măsurilor din punct de vedere medical, primul ajutor, evacuare, pregătire și aici există alt plan care îl va pune acest birou de care am vorbit la dispoziție. Scopul protecției civile, a apărării civile, este salvarea de vieți omenești. Deci salvarea de... Punctul 2 este salvarea bunurilor materiale și a valorilor culturale, care se consideră patrimoniul nostru național. Oamenii tind să perceapă, dar în situația socială, lumea aleargă după supraviețuire, în sensul supraviețuirii în cadrul familiei, societății. Și mai puțin, totuși, instinctul de conservare există și mai ales la noi, în regiunea din Munte. La fenomene periculoase nu poate fi nimic pozitiv, pentru că este ieșirea din firesc. Deci natura este ca și natura umană, noi trăim în limitele firescului. Ca și natură, când se iese din firesc, atunci se întâmplă calamități, catastrofe. Și deci iese din firea naturală a lucrurilor. Aici ar fi o grămadă de legende și de povești privind asta.